David Popovici a stabilit un nou record mondial al probei de 100 de metri liber, reușind la doar 17 ani, o performanță istorică pentru notul românesc. El a obținut sâmbătă medalia de aur la campionatul european de natație pentru senior de la Roma, cu un timp prin care a doborât recordul mondial, care data din 2009. Conform Digi24.ro, David Popovici este campionul mondial, care a notat cei 100 de metri în 46 de secunde și 86 de sutimi, fiind cu 5 sutimi de secundă mai rapid decât brazilianul Cesar Cielo, care stabilise în 2009 recordul mondial al acestei probe cu timpul de 46 de secunde și 91 de sutimi. Pentru David Popovici, aflat încă la vârsta junioratului, este cea mai importantă realizare a carierei sale, extrem de promițătoare de până acum. David Popovici se clasificase vineri seara în finala probei de 100 de metri liber cu cel mai rapid timp. Popovici deține astfel la 100 de metri liber recordul mondial de seniori și juniori, recordul european de seniori și juniori, precum și recordul competiției. David Popovici a devenit al doilea român care cucerește un titlu european într-o probă masculină după Robert Glință, care a luat aurul în 2021 la Budapesta la 100 de metri spate. David Popovici este campionul mondial și la 200 de metri liber, probă în care urmează să concureze la această ediție a campionatelor europene pentru seniori de la Roma. El va mai concura la 400 de metri liber și ștafetă 4x100 de metri liber, relatează Digi24.ro.